Atât prietenii, pescarii din portul Tomis, cât și familia lui Jean Constantin își amintesc cu durere în fiecare an de ziua în care marele actor i-a părăsit. Era miercuri ca și astăzi. Trebuia să venim la ora 1 să mâncăm calcan. Și am primit un telefon de la mea costică Zaboloni. Așa, și mi-a zis, domnule, zice, Aurică, zice, Neajan n-a venit. Zice, vrei tu să te duci până la el acasă? A fost ziua în care e prima dată în viața lui când n-a fost punctual, că de regulă era foarte punctual. Și n-a venit, după care noi ne-am mobilizat să vedem ce se întâmplă, că de regulă era punctual și nu întârzia. Și am aflat cu stupoare că a decedat. Jean Constantin este viu și acum în memoria pescarilor din Constanța. În fiecare an, pe 26 mai, ies în larg și aruncă flori pe luciul apei în amintirea bunului lor prieten. Marele actor a fost președintele Asociației Pescarilor din Constanța, Albatros. El a fost în primul rând un prieten al pescarilor și s-a implicat inclusiv în organizarea și în desfășurarea activității Asociației Albatros. Mai toți pescarii își aduc aminte cu nostalgie despre regretatul actor. Om al Constanței, repet, om al țării și în același timp și pescar sportiv. Jean Constantin a jucat în peste 50 de filme, cum ar fi Baronul, Ecluziei, Răzbunarea Haiducilor sau Zile de Vară. În 2014, președintele României a oferit artistului Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer categoria de Arta Spectacolului. A fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie și de revistă, care a rămas în sufletele oamenilor prin filme și spectacole de divertisment.